Este vorba de un complex de proiecte parțial finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, parțial finanțate direct prin bugetul local, de natură să transforme într-o măsură importantă ceea ce cunoșteam până acum cu privire la Teatrul Municipal Toni Bulanda din Târgoviște. În linii mari, despre ce este vorba? Este vorba pe ceea ce înseamnă sala de teatru, schimbarea mochetei, schimbarea scaunelor, cele 214 scaune din sala de teatru, care nu au fost schimbate niciodată până acum, este prima dată când se vor schimba scaunele, un sistem electric automat de reglare a scenei, de asemenea vor fi intervenții la podul de lumini, vor fi intervenții în general la tot ceea ce înseamnă infrastructura necesară pentru spectacolele de teatru, inclusiv la instalații electrice și așa mai departe. Asta în ceea ce privește sala de teatru. De asemenea, vor fi intervenții la fațadă, vor fi intervenții de asemenea pe ceea ce înseamnă cerințele de prevenire și stingere a incendiilor. Vom avea o instalație completă care presupune atât avertizare cât și stingere efectivă a incendiilor, plus uși rezistente la foc, de asemenea ignifugare inclusiv aici, în sala de teatru, astfel încât să putem să asigurăm cele mai bune condiții. Este vorba de cele mai importante lucrări de modernizare, dacă vreți, care sunt realizate la Teatrul Municipal din Târgoviște în ultimii 20 de ani. Sper ca undeva în vară să putem discuta de ultima etapă, și ultima etapă fiind constituită de montarea noilor fotolii în sala de spectacol, și să avem o altă sală modernizată, reabilitată, după ce am reușit să finalizăm proiectul care a vizat cinematograful Independența. De asemenea, este în gestiunea și în coordonarea Teatrului Municipal și acel obiectiv.